de zgroț trandafirii noștri din grădină, de bătut, oricum va. Aici o să le meargă bine. Aici trebuie să fie paratersetul, dar trebuie împușurat cu o batistă. Când mă gândesc la ea, mi se urcă sângele în cap și fapta lui Moritz mi se lasă cap în picioare. Trebuie să mă duc la o redacție. Am să duc știri, noutăți. Am să scriu știri locale, mici, psihologice. Nu se mai moare de foame așa ușor, mă! N-ai pâinea zilică? Mai ca vezi cafea la societatea antialcoolică, Temperanța! Ca să le țai de picioare la altă! Și din cu ele să amicioase! Ea mă urăște! Mă urăște pentru că i-am rapit libertatea! Nu te-aș face. Tot viu rămâne. Nu pot să spere. Doar că... Încă o zile și o lună! Mâine trebuie să umbă la mare. Până sâmbătă trebuie să afluci cine are cheia. Duminică seara, la slujbe, o mică criză de epilepsie. Să dea Dumnezeu să nu fie niciun bolnav în infirmerie! Văd în fața ochilor atât de limpede, ca și când s-ar fi întâmplat. Peste imaginea terestrii, însă și machet! Dar trebuie împușurat cu o batistă! Uite că vine mare nechisită! Sunt atât de fericită!
simt ca în numele Comitetului de Organizare să mulțumesc ansamblului de astăzi, care, după părerea mea, s-a achitat peste așteptat. Cred că și dumneavoastră v-ați simțit foarte bine și de aceea, așa cum practicăm la zilele noastre de teatru, să auzim și alte păreri, mai ales a spectatorilor de astăzi seară prezenți. Vă rog, cred că pentru tinerii noștri de astăzi seară, orice cuvânt binevenit sau de critică adevărată, cred că vor primi-o așa cum trebuie. Vă rog, dacă sunteți dispuși să criticați, să spuneți un cuvânt de laudă, de ce nu? Dorește cineva? Cred că ansamblul ăsta a meritat toată. Probabil impresiile sunt așa de proaspete că poate... Însă, printr-o regie destul de inventivă, acești băieți nu au lăsat impresia unor începători în sensul obișnuit al cuvântului, a lăsat mai degrabă impresia unor actori care sunt pe măsură să învețe această meserie cu prisosință. Faptul acesta îl dovedește împrejurarea că ei, dacă am auzit eu bine din acest prim rând, au jucat fără suflet. Asta este impresia mea, cel puțin eu nu am avut de succes. Or, faptul acesta dovedește că ei s-au mișcat, că ei au însușit textul, că ei au sincronizat mise-en-scenă mișcarea cu textul, că ei au jucat într-un mod degajat, că ei au știut ce trebuie să interpreteze pe scenă, că ei, prin urmare, au urmărit efectele teatrale în adevăratul sens al cuvântului și aceste efecte uneori au fost deosebite impresionante, în primul rând cele pe care publicul le-a răspândit cu
acest vedetism din expresionismul german, adică din acea perioadă, când înainte și după primul război mondial, în teatru, în dramaturgie, se urmărea exprimarea pornirilor elementare ale omului, se urmărea exprimarea acestor porniri, a instinctelor, în sensul descătușării personalității umane. Prin urmare, în acea perioadă când omul a urmărit această deșteptare a primării, a jucat un astfel de text, astăzi este foarte greu, atât mai mult, cu cât publicul este obișnuit ca să urmărească o piesă cu un subiect în care să avem o anumită expozițiune, să avem un conflict, să avem o intrigă, să avem un punct culminant și să avem un dezvoltământ. Ori acest spectacol nu urmărește această regulă a piesei obișnuite, a teatrului. Este un spectacol conceput ca un colaj jucat cu destulă fantezie, așa că noi care, de exemplu, nu ne-am împrospătat cunoștințele noastre din Vetechim, dacă nu ne-am împrospătat în jurat aceste cunoștințe ca să venim, cu ele pentru a urmări mai bine acest spectacol, poate că nu ne-am dat seama de plină măsură de întreaga lui semnificație. Însă totuși cred că plecăm cu destule impresii care ne-au trezit anumite idei și că acest spectacol, de fapt, a fost un spectacol teatral care ne-a pus pe gânduri, care a reușit să creeze situația, încordarea necesară pentru ca publicul să urmărească sesizarea de cu pe scenă cu atenția cuvenită și ca acest spectacol, așa cum este menirea lui adevărată, va trăi în continuare în fiecare dintre noi. Eu vă felicit încă o dată, să știți că sunteți simpatici și toți. Mulțumesc tovarășului Iulian Bugariu, care mi-a spus o câteva cuvinte foarte reale și foarte adevărate. Poftiți! Vă mai dorește cineva? Nu insistăm, nu. Tovarășul Munteanu. Eu vreau să felicit acest grup de actori și să spun că mă bucur foarte mult că aici la Lușeț să face teatru. Cred că acest lucru este de o importanță deosebită. Ar fi și este important să se facă teatru și în școala elementară, să facă teatru cum se face aici în școala medie și, să zicem așa, mai sus. Mi-a plăcut spectacolul pentru că am auzit o frumoasă limbă românească și eu l-am înțeles, am înțeles că este vorba despre trezirea primăverii, viața omului, primăvara-i pubertatea, tinerețea, trezirea tinereții. Și așa cum a spus Iulian Bugariu, nu este vorba despre o piesă care să aibă un subiect așa cunoscut, ci este o piesă care din diferite scene vrea să spună ceea ce spune până la capăt. Eu cred că s-a reușit în ceea ce a vrut să spună actorul. Am văzut că tinerețea aduce ceva nou în fiecare generație și că această tinerețe are mereu conflicte, adică are de luptat cu, în primul rând, cu familia, cu societatea care totuși în urma acestei tinereți rămâne în urmă. Cred că s-a scos aceasta foarte bine în spectacol și punctul culminant în această idee, unde s-a
s-a văzut ciocnirea cea mai mare dintre tinerețe. Este acea scenă care între profesor și acest tânăr elev, care până la urmă este una dintre scenele care rămân în amintire, iar de fapt cel mai înalt punct al spectacolului este sfârșitul acesta, când acest tânăr crede că el este vinovat, nu probabil și este, pentru moartea acelei fete. Am văzut o generație care încearcă să iese la expresie și care ajunge în conflict cu societatea, cu familia, cu prejudecățile societății. Cred însă că prin energia aceasta a tinerilor care s-a desfătușat aici, ne-am putut da seama că totuși Vedekind este un autor care putem și noi să îl înțelegem și este actual și astăzi. Dintre actori vreau să evidențez unul singur, cu toate că toți sunt la un nivel satisfăcător, însă cred că cel mai bine s-a, poate că și rolul îi permite cel mai mult, este acest Ionică Cugia. Eu încă o dată vreau să îi felicit pe acest tineri actori amatori și m-aș bucura dacă și la anul am avea un spectacol aici la Bășuț. Am uitat să spun că Tânărele Condee anul acesta pentru prima dată concurează ca scenă de teatru semiprofesionist. Cu atât mai o însărcinare și mai serioasă pentru viitor. Poftiți! Tovarășo! Mati! Simpatici tineri în astă seară ne-au prilejuit momente deosebite, ne-au primejuit cu o revelație. În recenzia spectacolului regizat tot de Virginia Marina Buzina la Satul Nou, în urma spectacolului am spus că dacă odată cu ridicarea cortinei scena a arătat ca o holdă în urma recoltării grâului, pline de paie și balote, atunci, desigur, concepția regizorală și scenografică constă într-un simbolism atât de vizibil și ușor de deslușit. Punerea pe cântar a recoltei zilelor de teatru. Anume, prin spectacolul, prin primul spectacol prezentat, mostra noastră teatrală a ieșit, cum obișnuia tovarășul Iulian Bugariu să spună, din pantaloni scurți. La fel, au ieșit și acești ăsta tineri din pantaloni scurți, deoarece ei s-au născut odată cu înființarea zilelor de și consider că sunt oameni maturi și ei și ediția de anul acesta și că ediția a primit vot, drept de vot. Eu consider că acești tineri vor ști cum și în ce mod vor acorda votul lor în ceea ce privește transformarea viitoare a zilelor de teatru. Probabil un teatru profesionist, de ce nu? Mulțumesc,
și a primit cea mâncare. Eu nu aș fi, luat cuvântul în seara aceasta din motive bine lepte de înțeles. Însă mi se pare că acest epitet, acești tineri simpatici, deranjează. Pe mine cel puțin mă deranjează. Ei nu sunt simpatici, mi se pare că în seara aceasta acești tineri sunt excepționali. Mi se pare că un text cu atâtea subînțelesuri, un text care este greu și pentru cei care cunosc foarte bine teatrul, a fost înțeles perfect de acești oameni tineri, pot să-mi permit să spun acești oameni tineri, pentru ei s-au dovedit acești oameni și maturi pe scenă, a fost înțeles atât de bine și a fost înțeles în toate subtilitățile lui, fiindcă este vorba de un text foarte complex, fiindcă este vorba de toate frământările prin care noi toți am trecut, este vorba, de fapt, de cea mai sensibilă perioadă, de cea mai sensibilă etapă a vieții noastre, de acea perioadă de care Marcel Proust spunea că ne creează și, de fapt, perioada în care devenim oameni. Spunea Marcel Proust, priviți-l la 12 ani, priviți-l cum mănâncă, cum ține furculița, priviți-l cum zâmbește, cum umblă pe stradă, la 12 ani, așa va umbla și la 80 ani. Deci este perioada când omul, de fapt, se formează ca caracter și când înțelege lucrurile. Acest mare decalaj dintre modul de a concepe viața atunci, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, atunci când a fost scrisă această piesă, acest mare decalaj dintre modul acesta foarte conservativ de a face educație, strictețea, distanța dintre părinți și copii, desigur că nu mai există astăzi. Este cu totul și cu totul depășită. Însă singurătatea aceea pe care o trăiesc oamenii în preadolescență, acea singurătate în fața lumii, în fața fenomenului de a fi bărbat, de a fi femeie, de a înțelege fenomenul existenței, de a spune întrebări esențiale asupra vieții, asupra eternității, asupra nimicniciei, este atât de aproape și este atât de al nostru, indiferent de faptul că a fost scrisă piesa în 1900 sau că a fost scrisă în 1990. Aici, în acest punct, acești oameni tineri, acești tineri excelenti și nu simpatici, au găsit modul să se exprime și ei s-au exprimat într-un totul. Vreau să spun și câteva cuvinte despre regie. Este, după mine, un mod foarte curajos, foarte inventiv, ceea ce cred că nu am văzut până acum la zilele date și eu din inimă vă felicit pe toți. Doară și o pantă ce vreau. Să nu vă înșelați dacă iau parte mai mult la discuție, însă ăsta oamenii nu sunt obișnuiți. Deci, uitați-vă, am văzut această o piesă aici în Bucureșteni, am trecut, i-am văzut iar pe tineri în Monte Ritici, deci nu avem obișnuință să fim public la teatru. Acești tineri au dovedit, de fapt, că românul nu-i numai poet, numai și artist. Și de nimica toate au făcut a ceea ce au arătat astăzi. Nu știu, aș fi curios să vedem dacă dintre acești copii au făcut clasate în clasele primare, au făcut vreo piesă de teatru. Au apărut vreodată pe scenă. Eu pot să vă spun că am invitat-o pe o colegă învățătoare, profesoară, să